Astra rămâne la 3 puncte de Steaua după ce fotbaliștii din Ghenci au învins în deplasare 1-4 cu Concordia Chiajna. Levii lui Săilă rămân în continuare cu cel mai bun atac, 48 de goluri marcate, iar Petrolul și Steaua sunt considerate a avea cea mai bună apărare cu 12, respectiv 13 goluri primite. Comentatorii spun că bătălia pentru campionat se va da între Steaua, Astra și Petrolul, care s-au detașat de Pandurii, Dinamo și Vaslui, ocupantele locurilor 4, 5 și 6 în clasament și singurele care ar mai putea emite pretenții la titlul de campioană, cel puțin teoretic. Numai că staful Astrei este de altă părere. Cei de la Steaua spuneau că nu au adversari în Liga 1. Așa e, nu. Ei sunt o echipă, zic eu, mai bună ca toate echipele în Liga 1, da? Să vedem, mai e de jucat mult. Noi ne-am propus primele 3 locuri. Dacă reușim să facem cu Steaua 2 jocuri bune, suntem mulțumiți. Dar anul ăsta Steaua este din nou favorită la titlu și nu cred că cineva va contesta asta. Antrenorul Astrei este optimist, dar face declarații în nota rezervată care îl caracterizează. Va fi o luptă crâncenă, o să vedeți că o să se piardă foarte multe puncte. Echipele așa zise mici se vor bate, pentru că vedeți de la jumătatea clasamentului în jos, orice echipă poate intra în fora retrogradării și cred că va fi o luptă strânsă. Orice e posibil în fotbalul de astăzi. Atunci când ai o atitudine și crezi în șansa ta și te bați până la capăt, poți obține orice. Mai proaspăt în lot, fundașul Paul Pap crede că Astra are primele șanse și la campionat și la cupă. Avem o echipă foarte bună, foarte valoroasă și cred că o să ne batem până la final cu Steaua și cu Petrol. E foarte greu pentru că Steaua și Petrol au echipe foarte bune, nici noi nu suntem mai prejos și o să depindă totul de noi. Da, poate face eventul pentru că suntem dornici de performanță, dornici să câștigăm trofee. Ultimul meci acasă al Astrei cu Corona ne-a prilejuit un scurt interviu cu antrenorul Ionel Gane. Acesta vede în Astra un posibil pretendent important și la campionat și la cupă. Trebuie să fii motivat când întâlnești Astra, Steaua, Petrolul, echipe care se luptă la titlu. E o șansă, nu ai multe șanse ca jucător să joci pe un asemenea teren cu jucători care joacă fotbal, echipa Astra care joacă fotbal. Următorul meci al Astrei va fi vineri 28 martie, în deplasare la Universitatea Cluj. Sâmbătă un alt meci important pentru viitorul clasamentului, Steaua vs. Dinamo.